Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara anunță noi lucrări pe autostrada A1. Lucrările au demarat marți și se vor finaliza vineri. Șoferii sunt atenționați că circulația rutieră se desfășoară pe o singură bandă. Pe autostrada A1, sensul de mers Pecica-Arad, între kilometrul 551+500, kilometrul 547+500, încep de astăzi, 7 mai, lucrări de reparații la partea carosabilă. Se circulă pe banda 2, banda de urgență și banda 1 fiind închise. Lucrările vor dura până vineri, 10 mai, transmit reprezentanții de RDP Timișoara.